o prezentare a unui produs, deci un Jeep J8, care este posibil să intre în dotarea mai multor categorii de instituții ale statului român. Deci nu numai Ministerul Apărării Naționale, ci și alte instituții, pentru că ei au 20 de variante acestui produs și, bineînțeles, se caută lărgirea bazei de dotare, pentru că numai așa putem discuta de o industrializare acestui produs în România. Ei, la acest moment, au 20 de variante acestui produs, mai multe variante, deci au variantă militară pentru Poliția de Frontieră, pentru Ministerul de Interne, Poliție și alte misiuni. S-ar putea, pentru început, integra acest tip de mașină în Uzina Mecanică București. Asta pentru că, din păcate, industria românească nu mai are capacitatea să producă un asemenea tip de mașină. Nu mai avem o fabrică de motoare care să facă aceste motoare, nu mai avem posibilitatea să facem o sumedenie de piese componente. Aici s-au făcut exclusiv tancuri, de-a lungul vremii s-au făcut circa 1100 de tancuri, însă, în prezent, sigur, nu se mai fabrică. Pe noi ne interesează să producem, da? Industria de apărare din România. Ministerul Apărării Naționale, după cum știți, urmează să-și creioneze planul de achiziții pe următorii 10 ani, ca urmare a trece la 2% din PIB, începând cu anul viitor. Bineînțeles că acolo sunt nevoie de mii de mașini, de tot felul, pentru diferite funcțiuni. Deci vom vedea că 1000 trebuie tipul cu tare, 1300 un alt tip și punem o linie în funcțiune aici la Uzina Mecanică, astfel încât satisfacem aceste cerințe, următorii ani, bineînțeles. Și vrem să industrializăm. Ideea noastră e să participăm la producție. Nu ne interesează să fim agenți de vânzare. Suntem la primul pas de a prezenta forțelor armate, deoarece această mașină, după cum vedeți, poate să fie în dotarea oricărei forțe, și forțelor aeriene, și forțelor terestre, și forțelor navale, și echipelor de intervenție, că pe acest traseu se pot face și ambulanțe. Deci ea are o utilizare de cel puțin 20 de vehicule. Să integrăm cât mai mult în producția noastră. Se vor produce noi locuri de muncă? Da, evident. Iar dacă se trece peste integrarea acestui produs de 30%, atunci se vor dezvolta și liniile de fabricație. Se vor moderniza și vor fi făcute noi linii. Am putea asambla începând de la una pe zi până la mai multe în funcție de numărul de care este nevoie pentru și urgența intrărilor în zestrare. Care este numărul minim de unități necesar pentru a ajunge la un nivel de integrare de peste 30% pe care l-ați menționat? 400 de unități. 400 de unități ca să dezvoltăm niște linii automatizate pentru ele. Dacă nu, la 100 de bucăți putem să le integrăm. Un grad de integrare 20%. Deci vin componentele, noi le ansamblăm aici și le dăm drumul mai departe. Deci nu trebuie o investiție extraordinară. O investiție extraordinară când mergi la un grad de integrare peste 30%. Atunci trebuie să faci niște investiții specializate pe mașina respectivă.